Educația este lăsată deoparte pentru o vizită în Indonezia. Liderul Comisiei pentru Învățământ din Camera Deputaților din partea PSD, Natalia Intoterovice, premierul UDMR, Kelemen Hunor și un alt deputat PSD pleacă o săptămână în Jakarta și Bali. Parlamentarii prin Băreț vor avea mână liberă să rezerve ce cazări își doresc. În plus, aceștia vor ca diurna să fie majorată cu 20%. Numai ultima zi a deplasării este dedicată vizitei obiectivelor economice și culturale. În timp ce profesorii protestează pentru salarii mai mari, trei parlamentari pleacă pe banii statului în Indonezia, mai exact în Bali. Și Jakarta, între 9 și 16 iunie, deputatul PSD Natalia Intotero, președintele Comisiei pentru Învățământ din Camera Deputaților, alături de deputatul PSD Ștefan Moșoiu, președintele Comisiei pentru Afacere Europene și vicepriministru Kelemen Hunor, au răspuns invitației grupului de prietenie românul indonezian în ciuda crizei din educație. Cei trei parlamentari plimbăreți au cerut bani de transport, indemnizația de deplasare, dar și pentru cadouri simbolice și asigurări de sănătate. Membrii delegației vor avea mână liberă să rezerve ce vor? În plus, acești aceștia vor diurna să fie majorată cu 20%, dar și o treime din bani în avans, iar restul vor fi decontați ulterior. În programul vizitei, deputații români vor întâlni românii din Indonezia, dar și oficialei Parlamentului Indoneziani, împreună cu care vor participa la ceremonia de deschidere a Consulatului României din Bali. Tot aici se vor întâlni și cu un rector, dar și cu guvernatorul provinciei. Ultima zi din Bali va fi rezervată pentru vizita obiectivelor economice și culturale.